Bine, dragilor, mergem mai departe după povestea de suflet a lui Robert. Trecem la următorul invitat, care este un antreprenor. Om de vânzări, om care iubește lumea asta afacerilor. L-ați văzut sau îl vedeți oricând vreți la Imperiul Leilor. Este fondatorul depozitului online, depozitului virtual, vindemieftin.ro. Sunt curios de toată treaba asta, am citit văzând prezentarea speakerilor, sunt curios ce zice despre eșec, ce învață despre eșec, ce ne împărtășește despre eșec și mâine o să intru să văd care e treaba cu vindemieftin.ro. Prieteni dragi, următorul nostru invitat, Cosmin Răileanu. Bună seara! Numai un pic, vă rog, da? Ăsta e un eșec. E un mare eșec să fiu aici, în fața voastră. Când am văzut gardul ăsta din fier forjat, mi-am adus aminte de prima mea afacere și să știți că eu vreau să rămân aici, în spate, pentru că mă inspiră și așa m-am început primul business, cu fier forjat. Bun. Dragilor, eu vin de la Râmnicu Sărat. Mi-a făcut o introducere foarte faină. Vreau să vă rog, din suflet, să-i mai dați un set de aplauze lui Robert, pentru că pe mine m-a impresionat enorm de mult. Și vă spun sincer că este foarte greu să vorbești după un asemenea mesaj pe care el l-a lăsat în seara asta aici. Și sunt sigur că fiecare dintre voi are o inimă mare și doar așa putem să fim mai frumoși. Eu am o afacere, dar nu o să vorbesc despre afacerea mea. O să vă spun câteva lucruri legate de eșecul meu de astăzi. Pentru că este cel mai recent eșec. Urmea probabil o întrebare de aici, de la organizatori, care este eșecul cel mai recent, am auzit-o puțin mai devreme. Dar de fapt au fost cele mai frumoase ore pe care le-am petrecut în ultimele luni, să zic așa. Și de fapt, cum a spus și Robert, ne-am trezit la 6 dimineața, am stat în aeroport 12 ore, ne-am dat jos dintr-un avion care, mă rog, i s-a anulat cursa și a trebuit să-i suport pe Marius, pe Robert, pe Teddy și pe Andreea, care ne-a invitat. Dar de fapt n-a fost un eșec, deloc. Am cunoscut oamenii ăștia mai bine decât mi-aș fi putut imagina. Și mi-a mai luat o lecție că de fapt nu trebuie să mă supăr, să-mi pară rău, să regret. Deși urăsc avionul enorm de mult. E a patra oară când călătoresc cu avionul, dar n-am avut încotro, am vrut neapărat să vin la Oradea. Haideți să trecem la treabă, da? Scurt, câți dintre voi ați făcut o pană la mașină în ultimele, sau mă rog, în ultimul timp? Da, sunteți. Haideți, nu vă amintiți? Și când ați făcut pană, ați înjurat pe cineva? Nu prea aveați pe cine să înjurați, nu? Pur și simplu ați făcut pană. Povestea despre care vreau să vă vorbesc în seara asta este de când aveam eu 18 ani și am luat permisul de conducere. Știți că de-abia aștept să conduci mașina, când iei permisul, ai libertate, ai toată viața în față. Îți plimbi iubita. Aveam și eu o prietenă atunci, am luat-o de acasă, era chiar în perioada de iarnă, era chiar noaptea de Crăciun. Și m-am dus la discotecă. Mai știți discoteca, nu? Nu cluburile de acum, ci discoteca. Orașul din care vin se numește Râmnicu Sărat. Și un oraș destul de mic, cam cât un cartier din Oradea. Am intrat în discotecă cu prietena mea, să știți că aveam o prietenă frumoasă, nu? Da? Tânără, frumoasă, îmbrăcată cu o fustă scurtă. Și am intrat în discotecă. Și în discotecă, știți băieții aia de la intrare? Toți
băieții vestiți ai orașului erau la intrarea în discotecă. Ei bine, eu am trecut, pe prietena mea a oprit-o, că era frumoasă. Hai, păpușa, stai cu noi. Eu m-am simțit cam nasol. Mi-au cărcat ego-ul în picioare. În sfârșit, după ceva momente de tensiune, am reușit să intrăm în discotecă, ne-am așezat la masă la prietenii noștri cu care venisem la discotecă și mintea mea nu putea să doarmă. Nu putea să stea liniștit. A zis, nu se poate așa ceva. Cum te-au făcut ăștia în halul ăsta? Nu puteam să le fac nimic, că erau șmecherii orașului nostru. Dar am ieșit afară din discotecă, m-am dus la mașină, am luat o șurubeliță, care era destul de ascuțită, și m-am dus și le-am spart roțile la 4 mașini. Atâta am știut să fac. Aia a fost viteza mea de reacție. Și cel mai mare regret pe care l-am și în momentul ăsta este că m-a prins poliția. Că dacă nu mă prindea, eram bine. Dar fiind dintr-o comunitate foarte mică, bine, am ajuns la poliție, a venit mama, m-a luat de acolo, vă dați seama ce a fost, tata a plătit cauciucurile. În fine, după 2 zile, mare anunț în ziar. Elevul Răileanu Cosmin Silviu, de la liceul Alexandru Vlahuță, a spart anvelope cu șurubelița. Deci mi-au făcut un fel de PR, cum se numește astăzi, da? Dar era un PR pe care eu nu l-aș fi vrut. Vă dați seama? Toată lumea mă știa acum la școală drept băiatul cu cauciucurile. Ăsta sparge roți. Aveți grijă unde vă lăsați mașinile, că sparge roți. Dragilor, nu vreau decât să plec din orașul ăla, pentru că mi-era rușine să mai merg pe stradă. Unde mă prindeau ăștia, râdeau. Asta e. Dar numai eu știam motivul adevărat pentru care am făcut treaba asta. Am făcut-o pentru că n-am putut să suport. Dați drumul la timer, că eu vorbesc. Bun. Și am plecat la facultate. Am plecat la facultate la Galați pentru că acolo nu mă știa nimeni. Zic, bă, ăștia nu știu de cauciucuri, eu sunt curat. Și într-adevăr, n-a știut nimeni de cauciucurile mele, știau numai aia de acasă. Dar între timp am intrat în afacerea cu fierul forjat, după care cu alta afacere, cea cu vindem ieftin, și m-am apucat să fiu băiat serios, că na, trebuia să-mi spăl rușinea. Dar purtam în spate acea povară. Și mi-era rușine. Și mă gândeam cu groază la acel moment când cineva o să vină și o să spună, bă, ăsta degeaba face, nu știu ce face, da? Că ăsta sparge cauciucuri. A fost un nenorocit. Da, mi-era rușine de treaba asta. Dar am învățat de aici că viteza de reacție e importantă. Și într-o zi am văzut anunțul ăla cu urmează o emisiune, se numește Imperiul Leilor și dacă vreți aplicați aici. Și eu am aplicat. Am fost al doilea sau al treilea dintre cei care au aplicat. Am aplicat, m-am dus la casting, am făcut tot procesul respectiv și am ajuns la Imperiul Leilor. Ăla da eșec. Acolo, dacă vreți să vedeți un eșec adevărat, uitați-vă la acea emisiune. Însă, eu obișnuit cu eșecurile de la poliție, asta de la Imperiul Leilor mi s-a părut așa, foarte simplu. Și m-am repoziționat și m-am dus acasă înapoi și am mai muncit. Un an, doi, când cei de la ProTV au văzut că am făcut ce am spus că fac, m-au chemat ei a doua oară să mai încerc o dată. Și a doua oară am primit 3 oferte, am fost mândru că le-am primit, le-am refuzat și eu ca să plătesc aceeași poliță și m-am întors acasă. Dar cea mai mare satisfacție pe care am avut-o, știți care a fost? Că fata mea, când a început să citească,
a văzut pe perete la mine acea bucățică din ziar, pe care eu o afișasem și acolo scria: elevul Răileanu Cosmin a spart anvelope cu șurubelniță. Când a citit fata mea, mi-a spus: tate, dar tu mi-ai spus acum ceva timp că nu știam să citesc. Eu îi spusesem atunci că acolo am luat locul întâi la nu știu ce olimpiadă de matematică, da? Bun, când copilul a început să citească, nu mai aveam ce să mai ascund. Asta e. Dar i-am spus adevărul și am spus și pentru ce am făcut lucrul ăsta. Ca să știe toată povestea așa cum a fost. Și acum încheierea. După 23 de ani, acum 2 ani aproximativ, după a doua apariție la Imperiul Leilor, ce credeți voi? A venit un reporter de la ziarul care scrisese cu cauciucurile. Și a spus: nu vrei să dai un interviu la noi, să ne spui care-i treaba? Eu le-am spus de progresul meu în business și nu mi-au spus ce titlu vor pune la articol. Și ce credeți că au pus? Da, exact. A spus așa: de la spar cauciucuri la afaceri de milioane de euro. Vă pup, dragilor. Cosmine, dă-te rog la... Cu tot dragul.